După ce termină programul de lucru, noul șef al Poliției Județene se îmbracă în haine sport, se plimbă prin oraș și stă de vorbă cu oamenii. Comisarul șef Marcian Colman a precizat că nu cunoaște foarte bine municipiul Suceava și încearcă astfel să vadă care sunt nemulțumirile oamenilor cu privire la instituția pe care o conduce. Am început să văd și eu orașul. Nu vă ascund că seara, târziu, că plec la birou, mă schimb în trenic și eu așa pe oraș, că trebuie să văd orașul. Că dacă îl vezi din mașină, e altceva, dar eu vreau să-l văd pe jos, până mă știe lumea și chiar mai stau de vorbă cu lumea. Dom'le, ce zici, sunt turist, ce faceți, ce ziceți, cum ar fi mai bine? Lumea spune de toate și pe mine mă ajută treburile astea. Îmi spune și bune și rele, să știți. Dar pe mine mă ajută foarte mult treburile astea. Mă așez în bancă, pe bancă, cu doi bătrâni, stau cu bastoane. Șeful Poliției Județene a anunțat că printre prioritățile sale se numără creșterea siguranței cetățenilor, reducerea contrabandei de țigări și a tăierilor ilegale de arbori. Noi nu ne putem acoperi cu o carapace să stăm închiși. Noi trebuie să stăm deschiși și am cerut colegilor o deschidere totală. Deci nu vreau tristețe, vreau lumea să vină la serviciu dimineața relaxată. Muncește 8 ore programul legal, relaxat, dar îl muncește. Adică nu accept în cele 8 ore să ne întâlnim pe la bancomat, plătim facturile la energie electrică sau nu. Avem timp liber sau putem beneficia de liber. Cele 8 ore sunt dedicate serviciului, pentru că avem un serviciu. Pe mine mă deranjează foarte, foarte rău. Și așa cum v-am spus, le-am transmis, nu chem pe nimeni la birou, dar în momentul când chem pe cineva este o mare problemă. Deci când am chemat pe cineva la mine la birou, înseamnă că avem o mare problemă. Eu am câteva persoane care sunt în atenție, dar sper să nu fie așa cum cred eu. Sper să nu fie așa, că dacă e așa, e o problemă. Eu consider că nu se ridică la nivelul cerut. Deci un manager, eu am spus și în ședință, trebuie să conducă. Dacă să conduci, trebuie tu să fii în primul rând exemplu și să știi ce conduci. Deci nu prin niște ordini din astea aotice sau prin niște lucrări la nivelul șefilor de servici, șefilor de birou. Adică fiecare trebuie să-l așezăm și să responsabilizăm pe ceea ce are de făcut. Comisarul șef Marcian Colman a mai precizat că este nemulțumit de activitatea unor ofițeri cu funcții de conducere. Vreau să confer ordine și siguranță cetățeanului. Și am ca obiectiv ordinea și siguranță cetățeanului, am ca obiectiv limitarea tăierilor legale de arbori și a contrabandei cu țigări. Dar ca să pot să am ordine și siguranță, deci cetățeanul când se duce la poliție, să știe că duce la poliție. Dacă îl găsește pe ăla cu picioarele pe masă pe polițist, nu-i corect. Polițistul trebuie să fie demn, să fie aranjat, tot timpul să fie îmbrăcat frumos, să vorbească frumos cu cetățeanul. Pentru că noi trebuie odată și odată să înțelegem că la început toată lumea râdea. Dom'le, suntem în slujba cetățeanului. Deci noi suntem în slujba cetățeanului, nu-i cetățeanul în slujba noastră. Comisarul șef Marcian Colman a fost împuternicit la conducerea Poliției Județene Suceava pentru o perioadă de 6 luni, după ce fostul inspector șef Ioan Nicușor Todiruț a fost detașat la IPJ Călăraș.